Naștem natural sau prin cezariană, cu epiziotomie sau fără. Indiferent de felul în care naștem, recuperarea perineală după naștere e extrem de importantă. De aceea, Claudia Biederheim, moașă profesionistă și consultant în arăptare Ilka, îi oferă o mini-consultație practică unei mămici despre ce exerciții abdoperineale trebuie să facă după naștere. Bună, Amelia! Bună, Claudia! Spune-ne, te rog, când ai născut tu? Acum 6 luni. Acum 6 luni. Și cum ai născut? Pe cale naturală. Acum o să ne apucăm să facem niște exerciții pentru perineu și, în același timp, pentru abdomen. Dar sunt exerciții, chiar dacă tu ai născut prin calea naturală, care sunt potrivite și pentru femei care au născut prin cezariană. Tu ai născut acum 6 luni, dar în principiu ai fi putut să începi exercițiile deja 6-8 săptămâni după naștere și nu există un timp maxim, așa că 6 luni e perfect, dar și 8-9 ar fi fost ok. Așa că te rog să te întinzi pe saltea. Așa, perfect. Tâlpile, exact cum ai pus tu în mod spontan, sunt în contact cu pardoseală și o să încerci să pui spatele în așa fel să nu există o gaură lombară. Ca și cum ai vrea să întinzi coloana cât mai mult și să fie întins și la maxim partea cervicală, te cer să pui barbie cât mai spre jos. Exact. Piciorul stâng vine spre piept, este complet relaxat. Brațul stâng se așează în interiorul piciorului ca o crangă, adică tonic. Și tare. Pe expirație o să împingi brațul spre exterior, dar piciorul o să reziste. Deci brațul contra piciorului. Exact, așa este. Încercăm? Uh-huh. Inspirăm. Ex începe. Unde simți că lucrează? În lateralele abdomenului, mai mult pe partea stângă, deci pe partea corespunzătoare piciorului. Perfect. Exercițiul ăsta când îl faci acasă, poți să faci 5 reprize pe o parte și după schimb 5 reprize pe partea cealaltă. Ok. Ok? Bine, revenim la poziția inițială. Perfect. Reașezăm spatele bine extinsă și de data asta iei piciorul stâng iarăși și pui talpa pe genunchiul opus. Perfect. Mâinile se vor așeza cam 10 cm sub genunchi. Perfect. Inspirăm și pe expirație împinge mâinile tare în genunchi. Unde simți exercițiul respectiv? Abdomen. Tot în zona abdominală. Uh-huh. Minunea cu exercițiul respectiv este că de fiecare dată când lucrează abdomen transvers, lucrează și mușchii perineali. Ok. Mersi mult că Mulțumesc ai venit. Mulțumesc și eu.